Astra Giurgiu a intrat într-o săptămână infernală. Sper din suflet ca Dumnezeu să fie cu noi. Urmează marea înfruntare din Olanda cu AZ Alkmaar. Centrale periculoasă a lui Bulescu și este gol! Despre șansele calificării Astrei în play-off-ul Europa League, joi 27 august de la 19:45 la Giurgiu, înainte de toate. Pasă pentru Budescu, Enache fața morții, gol! Invitați la TV Giurgiu, jurnaliști sportivi, vedete ale fotbalului, fani din galerie. Aș da 5 ani din viața mea să mă calific. Joi de la ora 19:45, o emisiune moderată de Gelu Brebenel. Astra Giurgiu joacă astă seară meciul meciurilor, unul în care trebuie neapărat să marcăm. După un 3-2 acasă cu AZ Alkmaar și un 4-1 cu echipa din Iași, Astra a tras atenția asupra potențialului său ofensiv. Declarat oficial echipa momentului de către tehnicianul Șumudică și considerată cea mai bună echipă din campionatul românesc de către comentatorii sportivi, care nu țin neapărat cu steaua, Astra își va juca astă seară în Olanda, șansa de a confirma că este o echipă care contează în Europa. A 24-a întâlnire în contextul european al formației giurgiuvene. Ea și-a început în 2012-2013 drumul spre o recunoaștere europeană a meritelor ei. La ora actuală, eu zic că este unul dintre timurile de luat în seamă în Europa. Astăzi, clubul Astra a transmis un comunicat din care aflăm că antrenamentul oficial dispus pe AFAS Arena a decurs normal, jucătorii fiind concentrați la ceea ce urmează, un meci pentru o nouă pagină de istorie. Accidentat în tur, Boldrin s-a antrenat și el alături de colegi, tehnicianul Marius Șumudică deplasând la acest meci, un lot format din 17 jucători de câmp și 3 portari. Sunt în fața celei mai mari realizări a carierei mele. Susțin încă o dată că aceasta este cea mai bună echipă pe care am antrenat-o. Jucătorii au calitate, formează o familie, este o plăcere să-i pregătesc. Nu ne va fi ușor, deloc, dar ne dorim enorm să ajungem în grupe. A mai spus Șumudică la conferința de presă de dinaintea meciului, la care a participat și mijlocașul brazilian William de Amorim. Deși Astra Giurgiu ocupă locul 1 în campionat și este echipa cu cele mai bune rezultate la nivelul calificării în Europa League, jucătorii giurgiuveni nu sunt preferați la națională. S-a vorbit despre selecționarea lui Ali Bek, a lui Budescu, de Amorim sau a lui Enache, dar Angel Iordănescu nu a dat vreun semnal pozitiv pentru Astra. Una peste alta, Denis Ali Bek este pariul lui Șumudică pentru echipa națională. Este un băiat care este bolnav după fotbal. Dacă îl scoți, se supără. Dacă nu îl bagi, intri în conflict cu el. Dacă el va avea continuitate anul acesta și va reuși să se pregătească bine, cu siguranță va da foarte multe goluri și ar fi nedrept să nu fie și el la națională, a mai spus Șumudică la Dolce Sport. Daniel Isăilă, unul dintre cei 3 antrenori secunzi ai selecționerului Angel Iordănescu la Naționala României, a comentat situația lui Budescu. S-a creat o polemică inutilă despre situația lui Budescu. Am auzit că nu ar avea ce căuta la echipa națională. Nu este adevărat. Dacă va fi convocat sau nu, depinde de ultimele jocuri, cele cu Alkmaar și Petrolul. Duminică seara sau luni dimineață va fi știută lista completă a jucătorilor convocați, a spus Daniel Isăilă la Dolce Sport. Constantin Budescu a reușit 8 goluri și 6 asisturi în cele 12 meciuri oficiale jucate pentru Astra în acest sezon. Amicul meu, Pui Ordănescu, din păcate, de data aceasta, o mare greșeală, a nu luat pe Budescu, iar Gazeta Sporturilor de astăzi îl pune la zid și cu argumente absolut implacabile. Messi are, de asemenea, parametrii fizici al lui Messi sunt jos, dar parametrii tehnici al lui Messi țin de capodoperă. Budescu, la ora actuală, este, cred, cel mai în formă atacant român. A nu lua într-un lot în care atacanții numeri pe degete, realizatorii, ridică semne de întrebare. Dar să nu uităm, nici Oblemenco n-a fost convocat, nici Dobrina, a fost o perioadă când, din rațiuni absolut inexplicabile, nu era convocat. Iată Budescu, eu zic că pierde echipa națională în acest moment. Era fotbalul vest-german, fotbalul german, acum a avut două exemple în această discuție demne de semnalat. Uwe Zeller și Gerd Müller.
Vezeler stătea practic tot timpul. 89 de minute nu făcea nimic. Venea un minut când se termina meciul. A dat gol împotriva Italiei și cu ceafă. Vezeler, a venit Gernmüller. Antrenorul trebuie să înțeleagă o echipă de fotbal nu poate fi suma a 11 oameni. Uneori intervine un element, dacă vreți, dirijorul care este în teren, omul care aprinde scânteia, care nu poate fi oprit, care nu poate fi barat, iar Budescu, om care îți marchează din lovituri libere, din corner, din acțiune și tot de la distanță, cred că era foarte nimerit și pentru această partidă cu ungurii, deloc ușoară, a spune. Astăzi este ziua fotbalului și fotbalul este înainte de toate. Iată de ce de la ora 19:45, TV Giurgiu vă propune o dezbatere pe teme legate de fotbal. Astra Giurgiu va fi subiectul serii și invitații săi din această seară vor vorbi despre parcursul echipei giurgiuvene, spre calificarea în grupele Europa League și mai ales despre șansele Astrei de a ne oferi un regal fotbalistic european până în primăvară. Bă, dacă aveți sânge în instalație, care aveți, scrieți pe Astra în momentul de față echipa momentului. Și scrie 10 știri de Astra și puneți-i și pe FCS pentru un colțuleț acolo. Vă mulțumesc! Invitați în această seară la dezbaterea fotbalistică din platoul TV Giurgiu, fostul mare internațional al naționalei noastre, Narcis Coman, ziaristul sportiv Virgil Mocanu și unul dintre cei mai mari fani din galeria Astra Giurgiu, Petrică Radu.